de Paști, TVR Moldova a pregătit un program special cu emisiuni tematice, ediții speciale și concerte de sărbătoare. Ziua începe în slujba binelui. Invitatul emisiunii este preotul Vlad Mihăilă, duhovnicul care ne va vorbi despre lumina învierii. Primiți lumina lui Hristos prin învierea sa, păstrați-o, îmbogățiți-vă sau luminați-vă sufletele voastre și transmiteți lumina sufletului dumneavoastră și altora. La Vivi Art, copiii vor participa la un atelier de încondeiere a ouălor și vor afla diverse tehnici tradiționale românești. Telespectatorii sunt invitați la întâlnirile TVR Moldova cu Dragoș Buhagiar, unul dintre cei mai apreciați scenografi ai teatrului românesc. Ca artiști, nu e bine să explicăm totul când ne formulăm o operă sau când lucrăm. E bine să lăsăm locul și spectatorilor să meargă mai departe. TVR Moldova difuzează începând cu ora 15:45 concertul Fără Distanțe, susținut de Vale Bogian Band. Dacă aș putea, n-a închirie. Dragostea mea e doar a mea pentru tine. Tradițiile înseamnă continuitate, iar de Paști mergem pe drumul cunoașterii esenței sufletului românesc împreună cu Grigore Leșe. Noi în perioada aceasta trebuie să ne curățăm la suflet și la trup. De ce ai făcut postul ăsta? Sărbători cu lumină. Sărbătorim bucuria învierii Domnului și la istorii cu tâlc. Interpreta de muzică populară Maria Iliuț ne va vorbi despre obiceiurile pascale din Bucovina. Săptămâna patimilor, săptămâna mare, sara se merge la, în toată sara la becernie. Și părinții ne luau și pe noi și noi vroiam, că era frumos, învățam rugăciunile, ascultam preotul. TVR Moldova, împreună de Sfintele Paști.